Pune-ți umărul sub tine, gen, să stai cu capul top pe pernă. Ia uite, mă! Lume, lume, astăzi și doar astăzi se vinde marele buton de 1.000.000 de abonați al lui Gabi! Mamă, cum mă văd, ești nebun, zici că eu sunt la Red Room să moară băieții mei. Și lumina se făcu, mamă, am ajuns în rai, din Red Room în rai am ajuns, ești nebun. Ameno. Bună dimineața, băi, frățiori și surorile mele, și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Să facem un daily vlog astăzi, băi, frățiorii mei, o să mergem la Ikea să ne cumpărăm biroul, pentru că mâine, cică, se presupune că vin băieții sau fetele, sper că fetele, să ne tragă netul, așa că avem nevoie de birou, să ne montăm și noi odată setup-ul ăsta, să nu mai trebuiască să mă duc la Paint să stau să editez acolo. Mi-a făcut frumos o cafeluță aici. Și ne începem și noi ziua, băi, și vedem unde ne duce valul zilei de astăzi. Nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, share și subscribe, un follow pe Instagram și vă pup. Și micul dejun este servit frumos. Bam, băi, deci eu vă zic că de 2 ani ceva de genul, bă, o zi fără cafea e o zi pierdută. Băi, deci efectiv nu mai îngăsesc ceasul, bă, deci efectiv l-am lăsat la pe. Nu-i la mine, că am făcut curat și nu-i la mine. Bă, l-am lăsat la tine pe birou când am editat. Nu-i la mine. Atunci unde să fie? Nu știu, ești prost, nu-i nimic, nu. Aici era, aici sau la tine pe birou? Poate vine cineva, a zis, ha, ce ceas faci și-o lași-o plecat. Bam, uite ce că e pe birou, hai. Vezi, mă, vezi. Vezi viața mea, inima mea, sufletul meu, Mireana, că este la mine pe birou. Astăzi pregătim un prank, Mireana, fiți atenți, fiți pe față. Mamă, mamă, să vezi ce prank fac. Băi, deci așa prank n-am mai văzut, n-am văzut, dar mai mult să încoace. Dar înainte de asta, cum a fost să te speli cu apă caldă? Bă! N-a fost cea mai frumoasă seară ba de mine? Ba da, n-am avut apă caldă 2 zile, am zis, a fost groaznic, a fost teribil, a fost haos. Primitiv, efectiv, mai mă puneam și plecam o piatră una de alta, așa era, ca să fac căldură în casă. Groaznic, așa era și frig în casă, gen, efectiv era Antarctica și ceva de genul. Bă, asta mie îmi convine, eu n-am treabă cu Antarctica. Păi da, dar cum ai zis și tu, seara n-ai treabă, că te pui să dormi, dar dimineața? Dimineața, trezește-te așa. Bun, băi, frățiorii mei, acum așteptăm să vină ceasul cu și între timp, scrieți în comentarii dacă vreți să-l vedeți pe Pain cum își face un tatuaj. Faci tatuaj? Vine ceasul, vine rând. Ia uite, mă, pe cine am găsit noi aici, am mâncat gurița lui de ceas. Am ajuns și la Ikea, băi, frățiorii mei. Chiar sunt curios să vedem ce masă, ce birou o să luăm acolo, să văd ce modele îs. Nu cred că o să iau camera cu mine, dar o să încerc să filmez cu telefonul. Mai trebuie să-i fac la asta o poză. Mi-am făcut și o poză pentru Instagram, că n-am mai postat din 10 octombrie, ceva de genul. Și hai să vedem ce rezolvăm. Ce-am făcut asta? Dar nu, că nu, ești prost, nu știi, bă. Bravo, skatere! Cred că vom mi da. Lume, lume, astăzi și doar astăzi se vinde marele buton de 1.000.000 de abonați al lui Gabi! Bună seara, nu doriți un buton de 1.000.000 de vizualizări? Bine! 1.000.000 de vizualizări. Ce prost ești! 1.000.000 de vizualizări, ai zis! Bună, nu doriți, nu doriți un buton? Butonul de 1.000.000 de abonați al lui Gabi? Nu, mersi! Nu? Serios? E gratis să-l dau! Nu, mersi, ok! Lași, mă, 5 milioane, cum adică, vreți să ieșim pe pierdere astăzi? 5 milioane, bun! Hei, nu dorești un buton de 1.000.000 de abonați al lui Gami? Nu? Nu dorești un buton de abonați al lui Gami? Nu. Nu? Deci dau pe gratis? Nu. Pe gratis îl dăm, numai să scăpăm de el. Dar de ce vrei să păstrezi? Dar nu e al meu. E al lui Gami, l-am furat. Okay. Eu n-am 1.000.000, am 250.000, dar în fine. De ciudă. Păi și atunci nu vrei să-l păstrezi dacă tu l-ai furat? Nu, nu, chiar vreau să-l vin. Chiar vreau să-l vin, da, bine, o zi frumoasă. Poate. Wow, în sfârșit oameni cu care poți colabora și poți vorbi liniștit. M-am îndrăgostit. Te-ai îndrăgostit? M-am îndrăgostit. Sebi se îndrăgostește. Mă duc să urmăresc. Ei, am încercat să vindem și butonul lui Gami, nu l-a vrut nimeni, ne-a oprit și paza pe acolo, dar au fost ok băieții. Chiar da, chiar super ok băieța și. Acum a venit până la Pain să-i facă un prank la Mireana. Abia am trimis-o după cumpărături. Da, și are să vă arăt ce nebun e, bă, ce nebun. Mamă, ce nebun e Painul ăsta, mă, frate. Pain, măi, știi? Mamă, ce nebun e Painul ăsta. Momentul ăla când te încerci cu iubita ta și îți umpli camera cu... Poze cu fosta. Dar mai avem, bă, mai avem. Bă, cum se vede, bă, ești nebun. O să iasă un ceva artă, bă.
Artă, păi artă. Dacă m-ar aștepta și pe mine iubita mea așa, poze cu noi peste tot, băi, aș face copil, băi, aș face copil, băi, aș face copil. 23 de copii aș face, să nebunesc. Câte postere mi-au pus pe perea, atâta copii aș face. Deci, ce e ăsta? E normal să-i pâine tău și gen să primești una cât trei felii și gen nu-i cotorul, ăsta e cotorul. Care e mai subțire ca o felie. Da, care e mai subțire ca asta. Bă, asta ca asta, dar fii atent, are băie aici aparatul de făcut cafea și... Ce? Ce să le-a? Boxe. De ce le ții aici? La unde să le pun? Până îmi pun birou. E foarte exact că seamănă. Când-s roboți de bucătărie toți. Hai să-l punem. Zici că fost o fană de sus. Cred că e, nu știu, cred că e. Spune-te o dată. Uau, dar te rămâne lipită, ești nebun? Dar partea nasoală este că nu avem o șurubelniță. Da. Păi nu, că o să ne distrăm mai mult. Da, așa, fii atent. Asta este soluția. Merge? Nu știu cum. Așa. Ai tu o șurubelniță pe aici, ascunsă. Nu. O, atâta fac asta, cred că merge perfect. Fii atent aici, ești gata? Bă, la stai, bă. Ce? Dar nu trebuie să bagi... Nu, că ăla se înșurubează. Ce? Cum adică nu e ok să facă cercul? Zice, zice Serbia meu, gata, bă, am terminat masa. Bă, e sigur? Okay, uite, nu bagi piciorul ăsta. Da, sigur, cea mai... E ok, ăsta e strong aici. Da, e strong. Da, uite asta, uite asta, bă, uite asta. Păi nu, nu, stai, uite-l pe ăla. Ia, fii aia. Da, what the fuck. Și acum? Nu, spre pen, spre pen, că acolo e un televizor. Nu, că le-au pe piept, arată fain, mă. Păi, dar pune-o... Chiar îmi place cum arată, cred că mai bine ăla de 125. Nu-mi cap. Nu? Ba, în cap, pe mă. Nu-mi cap. Ți-a plăcut sau nu? Cum era dacă îl puneai pe ăsta așa? Că dacă... Fii atent aici, cât e? A, mai mare. Ce faci? Da, știi la ce poate să facă cosplay? La gen de pază. Deci, scrieți în comentarii cum credeți voi că e mai comod să te uiți la Netflix, să zic așa. Pe canapea sau pe pat întins, că zbâr aici. Deci, uite cum te uiți, uite cât de ușor te uiți la Netflix de pe canapea. Păi da. Păi da, mă, dar așa dar nu ești întins. Exact, nu ești păi întins. Păi dar nu sunt întins, dar stau confortabil. Dar stai mai confortabil dacă stai gen pe spate, cu capul în coloană. Bă, adevărat, de fapt, stai că dacă te pui așa, s-ar putea să se pișe pe opinia ta. Dacă stai așa, chiar și fii atent. Bine. Fii atent ce poți să faci tu fix aici. Păi dar de ce să-mi mă chinui atâta când poți să stau întins în pat? Bă, mă pierd sub cap. It's the little things. Bă, mi se pare că stai foarte inconfortabil. Eu? Băi, zi tu cum stau. Și mie mi se pare că stai confortabil. Confortabil? Stai așa toată seara, băi, te doare în c***. Nu știu, bă, eu tot timpul m-am stat în pat, întins când mă uitam la televizor. Nu trebuie să te uiți pe Netflix, pe ăștia, la filme, din pat în pat se doarme. Și? Decât să stai în pat, uite așa, să te uiți. Hai să ne uităm la net. Dar nu, bă, dar stai, știu, capul mai pe pernă. Mai în spate un pic. Da, gen mai... Umeri, gen pe pernă. Da, nu stai confortabil? Ba da, mă, dar simt că moare, ești nebun, stai așa și hai să mă uit pe Netflix. Dar cumva pare chinuitor că îți bagi bărbia în piept așa. Exact! Și plus că, hai să mănânc ceva când mă uit la Netflix. Hai să beau suc. Asta e adevărat. Hai să beau suc. Gen, când mănânci ceva, asta e urea. Hai să beau suc. Asta da, e urea, da. Scrieți-vă în comentarii. Scrieți-vă în comentarii. Cum e confortabil, așa? Sau, știi ce mai enervant când stai în pat?
Când te pui așa. Adevărat, ăsta e cel mai nervant de frame pass. Și ce se întâmplă cu mâna ta, uite așa. Așa o dată și pe lângă asta îți amorțește mâna, e groaznic. Exact, am pățit sau stai mâna. Așa. Mama, e inconfortabil. Că logică, stai așa, dar la un moment dat te pui așa. Da. Și de ce să... Poți să te pui... Puneți umărul sub tine, gen, să stai cu capul top pe pernă. Nu așa, gen, să stai așa. Top, ce bine, stau și unde televizorul. Nu mă, gen, stai așa. Sus. Bă, stai așa. Așa. Ceva de genul. Păi da, ești din pat. Nu ești din pat. Păi nu, pe televizor e acolo. Exact, na, tu te întorci. Și mă... Televizor e acolo, da? Păi da, mă, dar n-ai cum să stai mai... Gen, cu mâna așa, că ți-amorțește. Stai cu capul pe pernă. Și tragi, bă, tragi, bă, cu. Nu se pot. Hai, mă, hai în teren, hai dintr-o să vezi cum e. Hai, vine aici. Stai, vine, da. Măi, te gen, stai. Așa, dar nu poți. Uite, nu poți să ții mâna, că e prea înalt. Dar fii atent. Dacă stai întins, da, stai întins. Întins. Cum ai stai pe care? Așa. Așa. Obosit deja. Și nici nu începe filmul. Da aici, vrei să pe usul. Ce este în pat? Ce e rost în timpul. Mi se pare ca curs. Uite mâna asta, mă, asta e nervantă, mă. Nu știu, mi-a zis că e nervantă. Nu e nervantă, că mâna e bună, gen. Mai ales, vedem cât de bună. Hai să nu.